Elevii din Giurgiu au fost astăzi oaspeții pompierilor. Din 2009, ziua de 13 octombrie este marcată ca Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu și-a deschis porțile pentru toți cei care vor să-i viziteze. Copiii au fost instruiți de către pompieri cum să reacționeze în caz de cutremur. Încă de astăzi, colegii mei au organizat porți deschise. La această activitate, în cadrul acestei activități, vor fi desfășurate lecții de informare preventivă și va fi prezentată tehnica din dotare. Cadrele Serviciului Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației vor prezenta elevilor reguli de comportare în caz de cutremur. Anul acesta, toate activitățile dedicate acestei zile au ca temă cutremurul. Mașinile inspectoratului i-au fascinat pe micuți, mai ales că li s-a explicat cum funcționează fiecare în parte și au putut chiar să urce în ele. Unii dintre copii se gândesc deja să devină pompieri. Eu am venit să mă urc în mașină. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Mașina, tot mi-a plăcut. Am venit să ne uităm la pompieri. Ce te-a impresionat cel mai mult? Foarfeca cu care desprind paturile, dacă s-a blocat cineva. Este vorba despre descarcerare? Da. Ce vrei să devii tu când o să fii mare? Pompier. Am venit să văd cum acționează smurdul pentru salvarea oamenilor. Și ce te-a impresionat cel mai mult? Mi-a plăcut când ne-a arătat cum folosesc aparatele din față și acum o să ne arate cum folosesc aparatele din spate. Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale este adoptată ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene, inclusiv prevenirea, atenuarea efectelor și pregătirea împotriva dezastrelor.